Bună, Capricorn, și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 30 octombrie, 5 noiembrie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia Capricorn, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă rezonezi cu previziunile, te invit cu drag și la o analiză cu mai multe detalii la partea bonus. Acolo analizez pentru fiecare zi în parte ce se întâmplă, clarificăm toate cărțile de tarot. Îți ofer și un sfat din partea îngerilor romantici, apoi îți răspund la o întrebare sau la două întrebări cu ajutorul unor oracole. În final vedem surpriza pentru tine în săptămâna 30 octombrie, 5 noiembrie, dar și niște clarificări bonus cu ajutorul unui oracol foarte drag sufletului meu. Dragi Capricorni, în primul rând este o săptămână cu foarte mari surprize pentru voi. Surprize plăcute legate de un parteneriat de afaceri, legat de o avansare, legat de niște acte, dar în special chestiuni legate de persoana iubită sau de un copil. Cumva lucrurile acolo merg pe o direcție mult mai diferită față de cum te-ai fi așteptat. Și sunt vești bune, sunt vești pozitive. Unii capricorni poate vă gândiți serios să cunoașteți pe cineva, să mergeți la următorul nivel cu partenerul de viață. Poate vă gândiți serios să vă despărțiți, cei care știți că sunteți într-o relație disfuncțională. O săptămână bună pentru voi în sensul în care mai ies niște adevăruri la suprafață și sunteți cumva treziți la realitate. Pe de altă parte, este o săptămână în care axa aceasta a iubirii, axa aceasta a plăcerilor este foarte activă pentru voi. Și bineînțeles că foarte mulți capricorni veți lua decizii importante și veți învăța foarte multe lucruri săptămâna asta despre o afacere, despre bani, despre rude. Cumva pentru unii pot apărea și tensiuni în relația de cuplu săptămâna asta sau pot apărea pentru alții și tensiuni legate de o afacere, tensiuni legate de un copil. Vedeți voi, vi se cer anumite transformări, vi se cer anumite schimbări în momentul de față și este foarte benefic pentru tine să te deschizi. Pe de altă parte, și axa aceasta a drumurilor este activă săptămâna asta, deci ai multe drumuri de făcut, înveți multe lucruri, dar cred eu că ești trezit la realitate și poate pentru unii capricorni vi se cere să alegeți plăcerea, să alegeți iubirea, să alegeți ceea ce vă împlinește din punct de vedere emoțional, pentru că acest aspect este foarte, foarte important. Însă, partea bună a lucrurilor este că ești protejat din povestea asta și ești foarte, foarte bine. E ca și cum ai de rezolvat ceva cu niște acte, e acolo mult de muncă, ai multe drumuri de făcut, multă lume de contactat, dar până la urmă rezolvi problema. Asta eu zic că este foarte important pentru tine. Saturn, guvernatorul tău, este în mers direct, începând cu 4 noiembrie și stă așa multe luni de zile. O să mai retrogradeze anul viitor, dar până atunci ne bucurăm că este în mers direct. Și, dragi Capricorn, discutăm despre un moment foarte fain pentru voi, în care veți reuși să, începând cu 4 noiembrie, repet, să definitivați puțin tot ceea ce ține relația cu rudele, tot ceea ce ține de studii. Poate este vorba despre a preda ceva voi celorlalți și v-am explicat, nu vă imaginați acum că toți capricornii se apucă de predat nu știu ce cursuri de nivel înalt. Unii poate da, pentru alții este vorba și despre a învăța oamenii din jurul vostru, că înveți pe cineva să facă o prăjitură, că îl înveți să se îmbrace, să se comporte în societate, să se organizeze, da, deci orice, orice e binevenit. Și zona studiilor, da, începe să devină mult mai bună, adică se mai rezolvă puțin lucrurile. Bun. Felul tău de a comunica, da, începe în sfârșit să se definitiveze. Pentru că poate au fost și probleme pe partea aceasta. Sau chiar chestiuni legate de acte pentru alții. Pe de altă parte, tot săptămâna asta vezi că vei rămâne foarte surprins de niște discuții pe care le vei avea, fie cu partenerul de viață, fie cu un partener de afaceri. Sau o surpriză legată de partea aceasta de anturaj, da, a copilului. Este o perioadă în care fie copilul tău e mai rebel, fie se întâmplă acolo tot felul de lucruri, dar nu văd să fie neapărat negativ.
Hai să vedem, dragi capricorni și arhanghelii, ce zic, ce mesaj au pentru tine. A ieșit mesajul, magicianul divin, numerele importante 5, 10, 1, 55. Numărul 5 este numărul schimbărilor, printre altele. Culorile importante, verde, albastru, mov, argintiu, iar arhanghelul Ariel este cel care ție îți transmite un dar, o ghidare. Sunt magicianul divin, te ajut să trăiești o existență miraculoasă prin transcenderea iluziei. Îți inspir o stare profundă de recunoștință față de Dumnezeu și față de miracolul creației sale. Se pare că tu săptămâna aceasta reușești să te trezești puțin la realitate, privind o situație în care te afli. De asemenea, vei reuși să te apropii mult mai mult de tot ceea ce ține de divinitate, dar și de puterea ta interioară, simt eu să-ți transmit, și îți vei da seama că multe soluții sunt la tine, nu la ceilalți. Hai să vedem tarotul ce transmite, ce mesaje are pentru tine în această săptămână, ce trebuie tu să cunoști. Să vedem pentru Capricorn, mesaje pentru Capricorn. Hai, dragi capricorni, că intrăm într-o lună noiembrie foarte interesantă din punctul meu de vedere, în care intuiția asta e singura salvare din punctul meu de vedere. Bun, a început citirea, mă opresc. Valetul de monede, studiu și iar studiu, dragi capricorni, persoane mai tinere, trei arcane majore în exteriorul tău, mult. Regele de bâte. Magicianul, spânzuratul. Conexiune văd aici pentru unii cu zodii de foc. Leu, berbec, săgetător. Dar vezi tu, este și o săptămână în care ți se cere clar să iei atitudini. Da? Văd o persoană aici foarte încrezătoare în forțele proprii. E ca și cum spui, bă, gata, m-am supărat. Nu mai vreau să mai stau în blocajul ăsta. Nu mai vreau să mă sacrific. Și uite, mă apuc și acționez și fac ceva în acest sens. Ca și cum ți se cere să te ajuți singur, să te salvezi singur, da? Adică lasă-i pe ceilalți, salvarea vine de la tine, nu de la ceilalți, mai ales în noiembrie, crede-mă, mai ales în noiembrie. Valetul de monede. Încerci lucruri noi împreună cu partenerul tău sau poate să fie o săptămână în care înveți foarte multe lucruri despre relația cu ceilalți, despre relaționare la modul general vorbind. Un copil aici poate avea un rol important, o sumă de bani, studiezi ceva nou împreună cu o persoană. Cumpătarea la baza manifestărilor tale, aici poți avea o legătură cu zodia săgetător, dar simt eu că este o săptămână în care tu îți vei dori liniște și astfel vei da dovadă de răbdare, de înțelegere. Cu siguranță vei încerca să-ți calculezi pe cât de mult posibil reacțiile și să știi că vei rezista foarte mult în fața acestor lucruri care se vor petrece, pentru că se vor lua niște decizii în exteriorul tău pe care poate inițial nu le înțelegi. Da? 5 de bâte în inima ta, oarecare tensiune pe care o simți. 5 de bâte poate să însemne și oarecare gelozie pentru unii capricorni, dar poate să însemne în același timp și oarecare agitație interioară, pentru că așa cum spuneam, o decizie aici urmează să se ia. Poate să fie o agitație în relația de cuplu, în casă, în familie sau în relația cu prietenii, dar nu este neapărat nevoie să se întâmple ceva fizic, ci pur și simplu poate ești tu îngrijorat. În mintea ta avem 8 de cupe, ceea ce înseamnă că te pregătești să riști săptămâna aceasta și să lași în urmă ceva în care ai investit foarte mult din punct de vedere emoțional. Sau unii capricorni, spuneți, gata, am înțeles, am ajuns până la un punct de aici, e nevoie să las în urmă și să merg mai departe. Apoi, pentru alți capricorni, poate să fie o săptămână în care vă gândiți serios să mai renunțați la anumite activități pe care le aveți de făcut. Luna în exteriorul tău, aici poți avea o legătură cu zodia Pești, dar este și o săptămână în care femeile au un rol important în viața ta. Îți spuneam că în luna noiembrie este ca și cum
Dumnezeu, Universul stinge lumina, da? Figurat vorbind, și e nevoie să ne descurcăm, da? Prin intuiție, prin experiența pe care o avem până acum, prin a analiza lucrurile foarte profund. Cam așa și aici, adică e un mic mare haos, e o mică mare perioadă ciudată în exteriorul tău, dar uite, judecata vine și spune că ceva se rezolvă, ceva se clarifică. O discuție pe care o ai împreună cu un prieten, cu un copil, cu persoana iubită, cu o persoană dragă ție, și această discuție pe tine te va ajuta să clarifici un anumit lucru. Mai văd și o persoană care dorește să te revadă în această perioadă. Justiția, în mintea celelalte persoane, justiția reprezintă o conexiune cu zodia balanță, dar și un moment în care cineva ia o hotărâre în legătură cu tine. Cineva vrea să vadă lucrurile mult mai clar în această poveste, în această situație. Da? Dragi Capricorni, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag, iar dacă ai rezonat cu mesajele și dorești o analiză cu mai multe detalii, te invit cu drag și la partea bonus. Acolo analizez pentru fiecare zi în parte ce se întâmplă. Tot acolo vom clarifica toate cărțile de tarot. Îți ofer și un sfat din partea îngerilor romantici. Apoi îți voi răspunde la minim o întrebare cu ajutorul unor oracole. Poți pui și două întrebări, o să vezi exact acolo. În final vedem surpriza pentru tine în această săptămână și vom avea și niște clarificări suplimentare din partea unui oracol foarte drag sufletului meu. Îți mulțumesc așadar că ai stat alături de mine până la final. Sper să-ți fie de folos aceste informații, să te ajute. De asemenea, îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru faptul că te-ai abonat acestui canal, dar și pentru faptul că recomanzi canalul persoanelor dragi ție. De asemenea, îți reamintesc de previziunile zilnice pe Zodii, îți reamintesc și de aplicația Tarot by AI. În acest moment în care eu fac filmarea, este disponibilă doar pe Android. Și de asemenea, îți reamintesc și de giveaway-ul de pe Facebook și respectiv Instagram. Da, este un concurs unde te poți înscrie și ai șansă să câștigi acest pachet de tarot gratuit din partea mea. Deci te aștept cu drag acolo. Concursul este până pe 8 noiembrie inclusiv. Deci ai timp să te înscrii. Dragi Capricorni, vă îmbrățișăm cu drag. Vă mulțumim încă o dată pentru vizionare și vă dorim o săptămână cât mai frumoasă.